Bună ziua, sunt Oana Coantă de la Bistro de l'Arte și astăzi o să facem niște pachetele crocante umplute cu mazăre. Mazărea e unul din gusturile mele preferate și ele se fac din nou la fel de simplu. Avem foi subțiri din acelea care se găsesc în comerț pentru plăcintă. Avem mazăre dulce, care poate fi și congelată, poate fi și proaspătă. Un pic de praz, din nou ierburi aromate, pentru că îmi place să le folosesc foarte mult, un pic de ulei bun. Începem cu prazul, întotdeauna, pe care îl sotăm, deci îl înăbușim, îl înmuiem în puțin unt cu sare. Mazărea care trebuie să fie opărită, dacă este din cea congelată, dar și dacă este proaspătă. Peste toate astea punem un pic de sare. Probabil că niște frunze de oregano o să folosesc eu, dar puteți folosi ce ierburi aveți la îndemână, puteți pune și busuioc. Poate chiar și un pic de mentă, dacă merge foarte bine cu mazărea. Și toate astea o să intre, o să fie compoziția, practic, din pachetele pe care o să le rumenim ușor în tigaie. Durează foarte puțin și sunt foarte savuroase cu un sos de iaurt gras. Vă mulțumesc și vă aștept la următoarea rețetă.